Război în Ucraina vineri, 25 martie 2022, ora 13:35. Hotnews.ro. La 9 zile de la ardarea teatrului din Mariupol, unde se adăposteau sute de oameni, au apărut primele imagini din interiorul clădirii, care arată amploarea dezastrului. Tot vineri, autoritățile locale au anunțat și un prim bilanț. Aproximativ 300 de oameni ar fi fost uciși. Imagini din interiorul teatrului Mariupol, ardat de rusii captura. Vineri, pe rețelele sociale au apărut primele filmări din interiorul teatrului care servea ca adăpost pentru sute de oameni ascunși din calea războiului. Estimările privind numărul de persoane care se adăposteau acolo au variat între 800 și 1300. În imagini pot fi văzute mormane de moloz și de dărâmături. First footage of Mariupol drama theater interior after Russian forces hit the building. U2H3GCDXW, Aldin U83CUDD7 U83CUDD6 March 25, 2022. Într-o altă filmare, tot din interiorul teatrului, pot fi văzuți în continuare zeci de oameni, femei și copii, rămași blocați în adăpostul din clădire ardată în 16 martie de către forțele ruse. Footage of shelter inside Mariupol drama theater after Russian forces strike. I4 Gasmchk, Aldin U83CUDD7 U83CUDD6 March 25, 2022. Informațiile despre amploarea ardamentului au întârziat să apară din cauza că aproape toate serviciile esențiale din oraș nu au mai funcționat. La fel și rețelele de comunicații. Din păcate, începem ziua cu vești proaste. Există informații de la martori oculari că aproximativ 300 de persoane au murit în teatrul dramatic din Mariupol în urma ardamentului. Încă nu vrem să credem această oroare. Încă vrem să credem că toată lumea a reușit să scape. Dar cuvintele celor care se aflau în interiorul clădirii la momentul acestui act terorist spun altceva, a anunțat vineri, pe canalul Telegram. Imagini din satelit publicate de Maxar Technologies arătau că în fața și în spatele teatrului din Mariupol era scris cu litere mari, pe sol, cuvântul copii. Mariupol, orașul din sud-estul Ucrainei, port la Marea Azov și care avea aproximativ 450.000 de locuitori înainte de război, a fost continuu sub atacul forțelor ruse, fiind devastat.